sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Pasa la colțul terenului pentru craioveni. Minge respinsă. Otele. Deac. Autorul golului clujenilor în partida cu Rapide. Minge inteligent scoasă. Și ce bine se arată această fază. Bârligea. Foarte frumos contraatac. Excelent. Excelent purtat. Marchează Camora. Încă o dată Camora. Putea să profite la un moment dat, dar putea să iasă. Uite aici. Aici putea să iasă. Se hotărăște, dar se hotărăște târziu. Bârligea este coautor. Proporție de cel puțin 50%. Judecă foarte bine. Și Camora, dacă se străduia puțin, putea să intre cu mingea în poartă. Dar rezolvă până la urmă, fără emoții, rezolvă cazul. Deștepți au fost foarte deștepți, Deac și Otele. Afara stadionului. Fiind boxe. Da. Da, superb, superbă fază, nu este offside. Basa oprit, minunat. Închis bine unghiul Sava. Foarte bine Otele. Otele lansează pe Bârligea. Așteaptă Deac în interiorul careului. Atac periculos. Preluare. Și este 2-0. Este 2-0. Otele. Este apărare într-adevăr. E drept că ia să târziu jucătorii. O minge care trece peste Dani Henriquez. Bună centrarea lui Otele. Lui, lui Bârligea. Tot a fost previzibil aici. Te așteptai să dea Sorin Bici acolo. I-a făcut frăza lui Dani Henriquez. Dar uite-te la Răzvan Popa. Trei antrenori a trebuit să plătească. Oh, ce ocazie! Uriașă ocazie! Uriașă o minge pe lângă care a trecut, cred, Mogoș. Sau Bârligea. Vedem acum. Nu vedem. Achim printre. Foarte bine pentru Companiucci. Patru jucători de la Craiova atacă această centrare. Șutul lui Negru și intervenție formidabilă. A reflexe mai puțin ascuțite. N-ar fi scos această minge. Mai ales că o vede târziu. Mingea trece printre picioarele adversarului. Lovește bine Negru. Camora. Iurici. Ce spuneam? Offside. De mult nu mai e. Da. Acolo.